Rușii au bombardat duminică un mall din Kiev, unde au ucis 6 persoane, în timp ce numărul victimelor civile continuă să crească la nivelul întregii Ucraine. 6 persoane și-au pierdut viața în urma exploziilor din cartierul Podil din Kiev, unde se află zone de business, dar și rezidențiale, conform unui nou bilanț. Inițial, primarul Kievului afirmase că o persoană a murit, dar a subliniat că salvatorii și paramedicii se aflau la fața locului. De asemenea, o persoană a fost rănită. Locul a fost lovit de o rachetă foarte puternică, ce a pulverizat mașini și a lăsat în parcare un crater de câțiva metri lățime, în fața unui imobil de 10 etaje carbonizat și din care încă ieșea fum. Toată partea de sud a acestui imens centru comercial a fost distrusă, la fel ca un club de fitness din parcare. Pe o porțiune de sute de metri pot fi văzute moloz, vehicule distruse și fiare contorsionate. În această dimineață, pompierii din Kiev și militarii încercau să vadă dacă sub dărâmături se mai află și alte victime.